Alina, Păi nu, zic, o să mă ascult după avocat. Sunteți cu natul bătrânei, nu? Ce s-a întâmplat? Ce nu știm, eu eram pe balcon și ne-a anunțat, bine m-a anunțat, a dat un telefon o vecină că a murit cumnată. Soția acasă, adică sora ei, e bolnavă, n-am putut să iau acum, vă dați seama. Locuia singură? Da, singură, dar stătea la țară mai mult. Aici venea când la pensia și... Și bărbatul care a venit pe la ea astăzi? Nu știu. Nu știu eu nimic. Am înțeles că i-ar fi adus. Na, nu era măritat, are doi copii mari în Italia, vin și ei acum a murit cu ei. Avea certuri cu cineva, știți? Nu știu. Nu știu, nu pot să zic. Am întrebat pe cineva, dar nu. Știați că are o relație așa de prietenie nu, cu acel nu, bărbat? Nu, nu știu nimic. Eu nu prea m-am adus la țară, că am fost. A găsit-o pe casa scării, nu? Așa am înțeles. Nu știu. Ce să vă spun dacă știi mai multe? Ultima dată când ați vorbit? De mult, să știți că nu prea am avut relații cu ea, că ea stă la țară, nu prea am adus la țară, că am soția bolnavă, are hernie de disc și nu pot să mă deplasez. Și am și niște nepoți acasă și nu prea am vorbit de mult. Și nu știu. Dar la țară stă, de când venea lua pensia și am înțeles de la cineva, nu știu cine era, că l-a făcut paștere cu vecinul pe scara. O verișoară, da, e, practic. Zaharia, ok, Grigore. Asta motiv. Da. De la ce credeți s-a produs? Anturaj. Anturaj. Avea o relație cei doi? Ar fi consumat ceva împreună și probabil de la asta. Dar se cunoșteau de mult? Avea o relație? Ce? Eu nu știu, sigur ce am auzit vecinii pe aici. Că se cunoștea cu dânsul, mai venea pe la ea. Mai consumau. Consumau împreună? Da. În rest nu știu nimic. Probabil a bătut-o rău. Nu știu, noi o mai ajutam. Îi mai luam câte o pâine, mai ales în iarnă, când a fost frig. Țigări, un alta. Dar atât, nu. Cine a găsit-o? Vecinul de jos, de la parter. Unde era? Era pe casa scării? Unde era? Pe casa scării. Și el a ieșit pe geam la bucătărie și a văzut mâna atârnând. Și a sunat la poliție. Numele dumneavoastră? Gelu. Și mai cum? Genes. Doamna, de la ce credeți că s-a întâmplat? Nu știu, domnule, de la ce s-a întâmplat. Îl cunoștea de mult? Pe bărbat? Domne, sinceră să fiu, eu am găsit-o cu el odată în pat. Deci sincer. Avea o relație? Nu știu. Dar după ce a plecat bărbatul? Ce relație? Da, după ce a plecat bărbatul. Nu știu ce relație. Bea împreună? Bea.
Be, da, am înțeles. De la băutură se întâmplă. Da, cred că de la băutură, da. Dar când credeți că a bătut, azi noapte sau astăzi? Păi azi noapte. Deci cred că azi noapte, că da. Dar eu nu știu că el n-a fost la ea. Eu nu știu că a fost el la ea. Eu după ce am plecat la 2:30, 3 fără ceva, i-am mai dat telefon pe la 6, a zis ea că își pune un pahar de bere și am zis, păi nu ți ajunge cât ai băut, zic, de ce mai bei? Deci ea, lasă-mă dracu și tu în pace. Și apoi eu nu mai știu cu cine a mai vorbit ea la telefon. Eu nu știu. Da, de seara eu nu știu cu cine a fost, ce a făcut, nu știu. Nu știu. Dar pe el îl cunoșteați? Păi el ca figură, da, îl cunoșteam. Obișnuia să bea și el, nu? Da, enorm, enorm. Ați mai auzit, a mai văzut-o vreodată? Nu. Nu. Sumă, nu. Dănciuiu Floare. Dumneavoastră? Nu, e mama mea. Nu, a venit pe Adamie. Da, ce știți, a știut? Păi, o știu pe aia că e nepoata mea. E nepoata mea? Da, bea. 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 Dar cu bărbatul ăsta de când era împreună? Nu știm noi de când era. Am auzit că după ce a plecat soțul ei, ar fi avut o relație cu ea. Cu ea. Încolo nu. Cred că el a omorât-o. Cred. Păi altcineva cine? Cred. Da. De Paște era singură, știți? Nu știu, că soția lucra pe asta la serviciu la ea și nu venea pe asta la casă. Da. Gabriela. Da. Da, vecinii, deci nu, eu abia am întâlnit. A fost soția de serviciu și am sunat un nepot de-al ei ca să... Da, singură. Da, în de zile, deci nu... Nu, dar nici nu știu cine... Nu, n-am văzut. Deci n-am văzut niciodată cu nimeni. Deci, nu. Mai mult, singur. Bine că trebuie să ne ducem la morgă și... Deci la etajul unde aici stăm. Nu, decât am apelat la 112. Ce a dus? Nu, o mână atârnând pe geam în spatele blocului, care stau pe spate, și am sunat la 112. Era moartă? Cred că da, când a venit poliția, eu a constatat la 4 dimineața, la cât a venit. Ce credeți că s-a întâmplat? Păi, despre ce am auzit și-o, de omor e vorba. Da, asta. Așa am înțeles, da. Asta am înțeles, Cătălin, Gheorghe Cătălin. Da. Asta ceva, eu n-am auzit nimica, cum să vă zic, n-am auzit, că dacă auzeam ceva de curioasă, ieșeam afară, că doar stau sub dânsa, dânsa stă deasupra mea. Da. Aici pe fac... N-am auzit, să zic, eu m-am culcat târziu, cred că era unul noaptea când m-am culcat, eu n-am auzit nimica, ceva s-o fi... cred că s-a întâmplat în intervalul ăsta, 1 și dimineața, spre 4 dimineața. În intervalul ăsta, cred. Da, dar asta. Nu știu de când era făcut bine. Eu n-am văzut, am fost mereu în fața. Nu pot să spun așa cu certitudine că era, nu era, nu. Păi da, e da. Da? Da? Sunt gata toți. Hai mă, ridic-o. Dă-te pe cum așa. E vorba de...
deces unei persoane de sex feminin în vârstă de 57 de ani, survenit în condiții suspecte. Se fac cercetări ca să lămurim împrejurările în care a decedat persoana în cauză. Un suspect este deja la sediul poliției. Da, avem indicii în legătură cu participarea unui suspect. În ce măsură se va confirma această participare ca fiind o infracțiune, vom stabili ulterior. Prezintă leziuni? Da, are elemente de violență pe corp. Motivul faptei? Deocamdată n-am reușit să identificăm mobilul faptei. Se fac cercetări și verificări în legătură cu posibilele relații ale părții vătămate cu acest suspect. Ce urme de violență are? Urme corporale, la cap și pe trunchi.